Azi noaptea abia dacă am reușit să dorm. Sunt foarte entuziasmat pentru ziua asta, se întâmplă atât de multe lucruri. În primul rând, o să mă duc să dau niște stickere din acelea cu respect la câțiva oameni pe care nu-i cunosc și o să-i filmez cum și le pun pe mașini. Și în al doilea rând, cineva m-a contactat aseară și mi-a spus că... Nu, de fapt, o să vezi imediat. Wow! Ideea e că nu o să mai filmez cu telefonul sau cu GoPro-ul, ci cu ceva cu care nu credeam că o să filmez vreodată. Și în al treilea rând, voucherul ăla de 50 de euro deja s-a dat. Ăsta nu-s eu și Cornea zâmbește cel mai frumos aici. În toate celelalte poze zâmbește mai puțin frumos. Aici, 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 sau aici, sau aici. Asta nu-i Cornea. Uite ce drăguț zâmbește, uite ce drăguț! Mic dejunul e cea mai importantă masă a zilei. La urmă ești dimineața, nu poți să pedalezi mult și bine. Gata, a fost bun. Acum să citim presa de azi. Șocant! Cineva a cumpărat prin intermediul tău. Acum 0 minute. Ai făcut 16 lei. Deci putem spune că mi-am plătit micul dejun deja. În alte știri, în 2012, eram cu Corina în McDonald's și ea a deschis prospectul medicamentului Mic 400. Bla bla. Mic 400 și a zis cu voce tare, mult prea tare, mamă frate, cât a prospectul, poți să te ștergi cu el la cur de 10 ori. Eu m-am uitat șocat la cei din jur care se uitau șocați la ea în timp ce ea își savura mecpuișorul. Halal, delicatețe feminină. 2012. Azi. 2012. Și ultima știre pe azi, mama se află în clipa asta aici. Asta este undeva în Marea Britanie. Iar ea servește vin fiert și supă. Lucrează la un castel. Bravo, mama! That's a like! Vine, înainte să plec, ăsta e televizorul care e aici, în apartamentul ăsta. Nu e televizorul meu, nu e apartamentul meu, stau în chirie, eu mă uit foarte rar la televizor. Dar se întâmplă ceva foarte ciudat. Ieri, cineva a cumpărat un televizor de 2600 de lei și eu nu vând televizoare niciodată. E primul televizor pe care l-am vândut vreodată prin afiliere. Și acum, fix înainte să plec de acasă, ce să vezi, s-a mai vândut un televizor. Un televizor LED Philips de 56 care costă 524 de lei. Încă 20... Ce? Oameni buni, de ce vă cumpărați televizoare? Cine se mai uită la televizor? Ok, hai că plec. Asta nu trebuia să se întâmple, ai căzut pe jos. Deși a căzut pe jos este ok, n-are absolut nimic, nici măcar o zgârietură. Dar a căzut de sus. Gabi, poți să te filmezi? Da, poți să filmez. Da, hai să facem un fel de selfie video. Știi că e o filmare. A, da? Acolo scrie respect. Gabi este un tip care pur și simplu ne-a scris pe pagina de Facebook că el vrea un sticker și i-am dat mai multe, unul ca să-și pună pe mașină și unul ca să dea la prieteni. Primul sticker pus pe mașină. Uite un trotuar bucureștean. Mașină, 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 mașină. Atât trebuia să fie trotuarul și atât e de fapt. Nesimțit. Așa arată toamna și așa arată toamna pusă într-un sac. Yeah.
El este Răzvan și tocmai am dat 10 stickere să le pună sau să le dea prietenilor. Mersi, Răzvan. Și eu mulțumesc. Dacă tu ai 1.70 și vezi că un Jeep este parcat pe trotuar și în Jeep sunt doi oameni mult mai mari ca tine, te duce să le spui să mute mașina și apoi le-ai da un sticker cu respect sau ți-ar fi frică să faci asta? Eu o să încerc și o să mă și filmez. Dacă mi-au bătaie până la finalul acestui video... Salut! O mică rugăminte din suflet. Eu dau stickerele astea cu respect pe care, dacă oamenii vor și le pun pe spatele mașinilor. Ai puțin loc în spate, un metru. Dacă poți să lași aici puțin mai mult loc, aș aprecia, pentru că și eu am trecut pe aici și am văzut că e loc în spate. Și știu că nu-s locuri de parcare, știu că... Și dacă vrei să pui asta sau vrei să-l dai cuiva, mersi mult! Bun, și acum că am reușit să mut un Jeep 10 metri mai încolo, să fac mai mult loc pe trotuar și nu mi-am luat bătaie, să vedem de ce n-am putut să dorm aseară. Asta e motivul pentru care n-am prea dormit aseară, să știi. Da. Am camere în toată casa. Ok, adevărul este că de când i-am luat, n-am făcut decât să-i țin la încărcat și acum o să încerc să ies cu ei în stradă. Și nu știu la ce să mă aștept, este tare ciudat, încă nu sunt deloc obișnuit cu ei. Doamne, mă simt ca în viitor. Oprește-te. Doamne, ferește, doamne. Ok, nu-mi dau seama cât de periculos este ceea ce fac, pentru că văd că filmez. Vă filmez. În clipa asta te filmez. E mișto că văd ce văd de două ori, știi? Mamă, ce tare. Okay, glass. Okay, glass. Record a video. Wow. Ce nebunie. Mă văd de două ori. Doamne.